Aproape 800 de pachete alimentare sunt distribuite bătrânilor, persoanele cu dizabilități, dar și familiilor social vulnerabile din orașul Combrat. Acestea sunt oferite de către autoritățile locale în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Ecaterina Zaiarnaia din orașul Combrat are 86 de ani. Aproape 40 de ani a activat în calitate de profesoară și recunoaște că are o pensie mică. Nu este important acest pachet, dar gestul care se face pentru noi an de an este de apreciat. În curând voi avea 86 de ani. M-au sunat pentru a veni după aceste produse. Este foarte bine, suntem mulțumiți de ajutor. Pachetele sunt oferite pensionarilor cu vârsta de peste 80 de ani, persoanele cu dizabilități, dar și familiilor social vulnerabile. Cei care nu pot veni după aceste pachete le vor primi la domiciliu de la asistenții sociali. Potrivit deciziei Consiliului Municipal, Primăria Combrat oferă pachete alimentare persoanelor din grupurile social vulnerabile de două ori pe an.